mă consider un prieten bun. Eu mă bucur pentru prietenele mele. Am avut prieteni care m-au lăsat baltă și când am divorțat, și când mi-a fost greu, și când nu puteam să rămân gravidă, și când, adică au fost multe, sunt multe încercări, dar nu numai astea au contat. Mă, da, e frumos să ai și să te poți plimba, să te poți călători, să poți învăța, dar important e ce înveți din călătoria respectivă. Înainte să continui să spun, o să zic așa, este numai alegerea mea. Exact. Și este, indiferent cine ce mi-ar spune, este convingerea mea și dorința mea de a face acest lucru. Pastorul n-avea de unde să știe ce gândesc eu în drum spre biserică, care a spus, Dumnezeu este al tuturor și ne așteaptă la El. Avem foarte multe biserici, dar avem foarte puțină credință. Bun găsit, dragi prieteni, din nou începem un alt episod de Marca Meritată Podcast și în această seară cu o invitată specială. Spun specială pentru că o cunosc de mulți ani, pentru că aș putea să-mi permit, dacă îmi permite și ea, să spun că mi-a devenit și prietenă între timp. O apreciez foarte mult, odată pentru că inspiră și alte femei, pentru că este o mamă extraordinară, o soție așa cum trebuie, ca la carte, știu ce spun, și o prietenă loială și care este, cred, acolo gata pentru oricine să ajute. Diana Dumitrescu, mulțumesc tare mult! Ce prezentare frumoasă mi s-a făcut pielea de mine! Așa este, chiar așa este. Da, poți să-ți permiți să-mi spui prietena, pentru că am devenit prietenă, da, în ultimele. Da. Și văd în jurul tău că asta e mani și văd respectul celor din jurul tău atunci când intri undeva, atunci când te pui la masă cu cineva. Se vede că pui preț pe prietenie. Da, foarte. Și știi la ce mă refer? Și pe calitatea oamenilor. Și pe calitatea oamenilor. Da, am în jurul meu numai oameni de calitate. Ai ieșit dintotdeauna să faci asta? Nu, se învață. Te lovește viața de 2-3 ori, te lovești 2-3 prieteni și înveți. Dar bine, bănuiesc că și vârsta, aș spune cuvântul, și experiența. Acum la mine e foarte simplu. Suntem prieteni, ne înțelegem bine. În momentul în care se întâmplă ceva și ceva mie nu-mi convine și ceva nu mai face să mă fiu un confort, da, și mă simt stingheră sau mă simt aiurea sau mă simt whatever, răresc relația, o răcesc. Până da, dacă poate să se termine sau se poate reînnoi, știi? Adică da, există, da, momente și momente. Da. Pe mine Majda m-a învățat o chestie, mi-a zis-o mai de mult, una foarte, foarte bună, și a zis așa, baby, oamenii trec în viața ta și prin viața ta atâta timp cât ai tu nevoie de ei. Și cam așa s-a întâmplat. Nu e trist asta? Stai așa, nu e trist, pentru că de la fiecare om care este în viața ta înveți ceva. Clar. Și cât înveți mai multe lucruri, știi, la un moment dat se puizează. Sună așa de parcă vrei să te descotorosești de ei, dar nu. Nu, la un moment dat aleg ei să plece. Adică nu pleci tu din viața lor. În ultima perioadă, și recunosc că și eu cred că am zis-o sau am vrut să o zic sau am simțit-o sau habar n-am, oameni spunând, îi întrebam, ai prieteni? Și spuneau, da, dar îmi ajunge o mână să-i număr. Știi? Și a devenit așa ceva clișei când vine vorba despre prietenii, spui da, am foarte puțin și de calitate. Da, e normal cumva, dar auzi asta după o anumită vârstă, cum spuneai tu, după câteva minciunele, trădări, dezamăgiri, bla bla bla. E mai bine așa? Chiar e mai bine așa? Cred că este normal. Nu poți să ai foarte mulți prieteni. Nu toată lumea se interconectează. Da. Dacă nu reușești într-un grup de, să zicem, 10 persoane, la un moment dat vor exista două care nu se înțeleg cu una, care nu se înțelege cu aia, care, și atunci, clar, nu ai cum. Adică pot fi prietenii, dar depinde acum ce înseamnă pentru fiecare prietenie. Pot fi aceste prietenii de conjunctură, de ieșit, de văzut, de povestit, dar o prietenie adevărată, aia în care poți să suni și să spui am nevoie de tine, vino acum, vin și plâng pe umărul tău, mi s-a întâmplat asta, pot să-ți spun niște intimități, alea sunt rare și grele, adică nu sunt. Dar poți să faci o prietenă adevărată sau un prieten adevărat și la maturitate? Da, cum să nu? Acea prietenie despre, păi, care uite-te la noi două, da? Că suntem prietene, vorbim și vorbim de toate. Corect. Că nu ne vedem foarte des, dar vorbim și nu mi-e teamă să spun niște intimități și tu mie. Absolut. Și atunci mi se pare o prietenie corectă și curată. Uite, o altă chestiune pe care am vorbit-o cu câteva prietene de ale mele și o spun și acum, este că și eu înainte mă raportam la prietenie. De fapt, când era vorba de prietenie, mă raportam la lucrurile triste din viață. Adică, cum ai spus și tu, ești prieten adevărat dacă te duci să ajuți pe cineva. Nu. Ești prieten adevărat dacă, nu știu,
Nastrin a pățit ceva și tu te duci și ai fost alături. Diana, habar n-am, s-a certat cu soțul și mă duc să o... Hai să te întrerup. În ziua de astăzi, îți e prieten adevărat, în ziua de astăzi și la cum sunt vremurile, cel care se bucură Bravo, pentru reușita ta. Bravo. Pentru că dacă te uiți în jurul nostru, știi, aici e high empower women, noi să ne susținem, să fim noi cele mai tari, până la un punct. Da. Când cineva depășește succesul tău, lasă-mă că știu eu multe despre Bravo. Aia, știu eu ce a făcut. Aici ai înțeles exact ce am vrut să spun. Da, ai înțeles exact. Da. S-a întâmplat în viața ta să conservi pe cineva prieten, prietenă, care să-ți fi fost alături în cele mai cumplite momente ale tale, când poate ai fost la pământ, când nu mai știi dacă te ridici și a fost acolo și ai apreciat. Dar când te-ai ridicat, ai frustrat acea persoană? Ai simțit? Ai simțit că unele persoane nu... Sincer, nu știu să spun că asta s-a întâmplat acum foarte mulți ani, dacă a fost așa. Da. Dar nu știu să zic și nu știu dacă a contat și nu știu dacă... Eu mi-am văzut de drumul meu și, în general, mă consider un prieten bun. Eu mă bucur pentru prietenele mele și mă bucur nu numai pentru... Mă bucur pentru femeile astea care... devin cu de succes și care fac business-uri, care fac niște lucruri mișto pe Instagram, care eu mă bucur pentru toate, care cântă pe afară, care devin vedete internaționale, actrițe internaționale, eu mă bucur foarte mult și nu mă uit cu invidie, dar... Ce-o fi făcut? Da, dar asta vine, iarăși vin și zic, vine puțin și cu experiență și cu ce fel de om vrei să devii. Din nefericire trăim într-o lume unde suntem ahtiați de putere și de chestia asta, să fiu vedetă, că vedetă TikTok, vedetă Instagram, vedetă Facebook, vedetă, exact. vedetă TV, vedetă online. Da, și atunci lucrurile sunt mai grele, ține foarte mult de experiența pe care o ai și mai de cum vrei, dacă în momentul în care înțelegi că viața este mai sus de Instagram și TikTok, că în viață sunt lucruri care sunt mai importante decât pantofii pe care îi porți sau cămașa pe care ți-ai pus-o pe tine. Dacă înțelegi că sunt lucruri mai importante decât o seară la un eveniment sau o ieșire cu fetele la un pahar de prosecco și cauți în tine resurse de a te face singur fericit, pentru că generația... Și nu numai, că și pe vremea mea era la fel, noi tot timpul depindem de cineva să ne facă fericit, că fie că e iubit, că e soț, că e așa. Dacă înveți să te faci singur fericit și vezi lucrurile diferit, nu mai contează astea, știi? Dar este greu, e o lume ciudată și ai nevoie de experiență. Crezi că e un păcat, e greșit să mă bucur de lucrurile materiale? Adică fericirea asta, știi, e o chestie relativă. Fiecare depinde. O vede, da, depinde foarte, depinde. Foarte mult. Știi cum e ca aia cu mergi la shopping, mamă, și mă duc și-mi cumpăr și aia, și aia, și aia, și aia, și sunt într-o vrie și zic, vai ce, și cu rochea aia mă îmbrac nu știu unde și îmi pun pantofii aia și nu știu, și ajunge acasă și le scos pe toate pe pat, te uiți la ele, le bagi în șifonier și a trecut. S-a dus. Adică poți să te bucuri de lucrurile materiale, de ce ai spus aia tu, bucurie. O cunoștință comună, cred, mi-a spus, fericirea e o mare țeapă. Nu e o țeapă. Știi? Și a zis, păi, e o țeapă. O simți acum, după care ea trece și dacă lucrurile nu se întâmplă așa cum te-ai organizat și cum ai crezut că îți vă să aducă fericire, ești nefericit. Fericirea e o țeapă. Am zis, ok, și te pune pe gânduri. Nu, fericirea nu este o țeapă. Fericirea se trăiește în momente. Da. Momente scurte. Alea sunt pe care tu le fotografiezi și ți-amintești. Uite, de exemplu, noi ne-am văzut zilele trecute la eveniment și am avut un moment de fericire de plină când noi două ne-am prostit ca două tâmpite. Și să zic altfel. Sunt imagini din arhivă. Și la mine a făcut click-click și au rămas acolo. Eu am fost fericită și m-am simțit extraordinar de bine în momentul ăla și a contat. Și mi-l voi aminti. Cum am dansat cu Nazrin la palat. Adică... Înțelegi? Despre asta e vorba. Adică asta că fericirea e o țeapă e pentru că nu au învățat sau nu au înțeles și n-au ajuns acolo să vadă că viața e mai profundă decât lucrurile astea pe care noi le avem zi de zi, știi? Ai învățat lucrurile astea și când ai devenit mamă? Și când am devenit mamă și
și când am fost lovită de viață, și când am avut prieteni care m-au lăsat baltă, și când am divorțat, și când mi-a fost greu, și când nu puteam să rămân gravidă, și când, adică i-au fost multe, sunt multe încercări, dar nu numai astea au contat. Adică nu trebuie acum să fii năpostuit de soartă să înțelegi fericirea. Clar. Nu, dar trebuie să înțelegi că te poți bucura și de o înghețată pe o bancă într-un parc, la fel de bine cum te poți bucura de o poșetă, nu știu, Vuitton, Dior, sau absolut, ce mai e, Jacques Mius, aia mică, urâtă de o oară, toată lumea, nu înțeleg. Nu înțeleg că uite cât telefonul avem. Uite cât telefonul avem. Da, în fine, nu vreau să comentez. Da, mă roade invidia acum când am poșetica aia. O să-mi fac una dintr-o sticlă de plastic, să-mi pun o toartă și să fiu bine. Dar trebuie să treci prin niște lucruri în viață ca să înțelegi. Tot trecem, este clar, inevitabil. Da, nu are nimeni viața așa. La toată lumea e așa. Cum ai tu viața acum în prezent? Acum, Diana Dumitrescu se vede? E în toate formele posibile și imposibile și trec în continuare prin diferite încercări. Dar e o viață liniștită pe care mi-am dorit-o. Și a fost ceea ce Dumnezeu a considerat că am nevoie și pentru care sunt pregătită și o trăiesc așa cum e ea, cu tot ce vine. Pentru că știu că tot auzim cuvântul asumare, asumare, mi-asum că nu știu ce, mi-asum că sunt așa, mi-asum. Cred că asumarea asta o regăsesc la câteva persoane pe care le cunosc. Bine, nu o să-mi uit acum să zic, le și la 3 persoane. Dar tu ești una dintre persoanele care își asumă ce spune, ce declară. Asta vorbim cu tine și dincolo de camere. Și îmi place foarte mult că știi să te bucuri de fiecare moment din viața ta și știi să ți-l asumi, îl povestești, e acolo, nu-l șergi cu buretele. Și alea grele spuse în interviuri sau spuse nouă sau habar n-am. Și din orice seară banală tu o faci una de neuitat. Nu știu, prin poveștile tale, prin faptul că știi să asculți, prin seriozitatea ta când ai spus că faci ceva, ai făcut. Și știu la ce mă refer. Asumarea pentru tine e un lucru important privind oamenii din jurul tău? Este foarte important. Este foarte important în primul rând pentru tine ca om, ca persoană. Degeaba te înjur eu pe tine acum și peste jumătate de oră zic, vai ce rău îmi pare că am făcut asta. Nu, mai bine taci, gândește. Mie îmi spune... Îmi spunea cineva la un moment dat că eu sunt, nu sunt diplomată. Și așa e, eu nu sunt diplomată, eu nu sunt om diplomat. Eu sunt un om foarte direct. Da, ești directă. Pe mine dacă mă deranjează ceva, eu voi spune și mi-asum. Dar înainte să spun acel lucru, mă gândesc cu ce mă ajută pe mine, cu ce o ajută pe persoana din fața mea și dacă fac vreun bine mie sau ei. Dacă fac rău și nu rezolv nimic, mai bine tac. Dacă știu că pot ajuta persoana de lângă mine, atunci spun, ai văzut cum e relația mea cu Alexandra? Da. Eu Alexandrei tot timpul îi le spun. Da. Alexandra este prietena mea de la mod, pentru cine nu știe. Prietena noastră. Prietena noastră, așa? Și eu mi-ai spun, eu de-aia m-am conectat foarte tare cu ea, pentru că și ea este genul de om care absoarbe și înțelege, că nu îi le spun pentru că, nu că e sunt personal, rea știi? Sau... Nu, că e important să le iei personal. N-ai nu, cum în sensul să le iei care altfel. Să nu te doboare, să-i nume de rău, asta spun. Să nu păi crezi da, că acel cineva are ceva cu tine și exact. Că vrea să te doboare. Adică nici nu îi le spun așa. Știu. Nu, și în general cu prietenele mele. Eu sunt foarte directă și spun, bă, mie mi se pare că greșești acolo, e treaba ta ce faci. Diana, balanță, dar, crede-mă, știu da, și tu ești la fel. Știu, crede-mă. Adică, nu știu ce mă întreb pe mine, că știu. Dar deranjează câteodată faptul că ești direct? Adică deranjează, deranjat? Deranjează, lumea se supără, mai ai pierdut oameni din cauza asta? Da. Dar înseamnă că n-au fost pentru mine, nu m-au înțeles. Mie îmi place să consider un om prieten și apropiat în momentul în care îl văd și cu bune și cu rele și reușesc să îi le îmbrățișez cu toate. Este ca în relația cu soțul. Noi nu suntem perfecți. Niciunul. Și toți. În primul și în primul rând, ce am învățat eu din experiența mea și când am acceptat cererea în căsătoria lui Alin, mai întâi am analizat... nu știu cum să le spun că... Ai făcut o listă cu plusuri și minusuri? Nu, n-am făcut. Nu, am analizat lucrurile care mă deranjau cel mai mult la el. Știi, nu vreau să le spun că ar fi o calitate sau nu. Da. Că nu,
nu asta, erau niște lucruri care pe mine mă deranjau și am zis așa, ok, dă-te înapoi și gândește-te, cel puțin 10-15 ani poți să suporți că, ce exemplu, cel mai general pe care îl înțeleg toate femeile, că-s forena, da? Da? Poți 10-15 ani să dormi în același pat cu un bărbat care-s forena? Și am zis, nu că da, nu mai poți să dormi fără sfărăitul lui. Și așa, adică, și la fel și cu prieteniile, când la un moment dat oamenii și arată defectele și eu am, le-am pe ale mele, nu știu să zic care sunt exact, că, cum spune Alexandra, eu am momente și momente, azi am chef, vorbesc cu tine, hai ne vedem, și când vine cu două ore înainte, bă, nu mai ies din casă nici dacă mă plătești, asta este, cred că, cel mai mare defect al meu. Sunt momentele tale și oamenii trebuie să te ia cu ele sau fără ele sau sunt habaran. Niște luxuri pe care eu mi le permit pentru că îmi asum ceea ce fac și pentru că nu o fac chiar cu toată lumea, ci într-adevăr cu prietenii apropiați, da. Pentru că ce am înțeles eu în general așa de la viață, că e foarte important să fii tu bine cu tine și degeaba mă forțez eu acum și mă îmbrac și mă machiez și ies cu tine în oraș dacă stau așa la masă. Bineînțeles. Mai stăm? Știi? Mai bine stau acasă pe canapeaua mea, la filmul meu sau cu cartea mea sau cu ce-i face eu, decât să vin să te indispun și pe tine și pe, știi? Să așa, că am sărit dintr-una alta și mai știu ce vorbeam. Nu știu, așa frumos povestești că m-ai dus pe drumul ăsta. Da, da, în fine, asta vreau să zic, apropo de, și de prietenii și de oameni, da, de că trebuie să înveți să îmbrățișezi oamenii și cu bune și cu rele, și calități și defecte. Și de-abia atunci poți aprecia cu adevărat un om și îl poți avea în viața ta chiar pentru mult timp. Chiar dacă ai deranjat, că de fapt de aici plecase, da. La faptul că ai și pierdut oameni. Am în fața mea o femeie care s-a bucurat de un succes uriaș. Pe plan profesional, cred, nu știu, dar cred că ai ajuns la apogeu. Ai ajuns poate într-un punct în care actori, nu știu cum să spun, cu o mai mare experiență, adică mai înaintați în vârstă, n-au avut prilejul de a ajunge acolo, știi? Nu vorbesc aici de noroc, vorbesc de munca ta, vorbesc de conjunctura în care te-ai aflat, poate a fost un context prielnic pentru tine, pentru alți colegi. Am prins un tren, așa îi spun acel eu. Tren, da. Dar asta numai și numai datorită ție, pentru că ai știut să-ți faci treaba cum trebuie, ai fost un om potrivit la momentul potrivit și un om perseverent, care nu s-a lăsat. Și treaba s-a întins pe mulți ani. Acum am în fața mea aceeași femeie, dar cu un alt stil de viață, total diferit, în lumina reflectorilor, oricum vei fi toată viața că ești persoană publică. Dar poate cum nu a fost? Că mă duc la țară și mi-au doi porci și trei găini și nu mă mai vezi. Ba, o să te văd, stai, că vin acolo. Cum a fost trecerea? Asta vreau să știu. De la Diana de atunci, de la Regina, da, la Diana soția, mama, persoana publică în continuare, pentru că asta vei fi toată viața, indiferent că vrei sau nu vrei, ești vedetă. Dar mă refer la stilul de viață pe care l-ai acum. Te întreb asta pentru că mulți spun televiziunea e un microb, actoria, muzica, tot ce ține de artă, știi? Ai renunțat de tot, e o perioadă, ești bine tu cu tine, aștepți ceva mai mult de la tine, ești împăcată? Nu știu. Nu știu. Dacă mă întrebai acum, nu știu, jumătate de an sau acum... Ce răspuns mi-ai fi dat? Te-aș fi zis la fel, nu știu. Serios? Da, pentru că, vezi tu, eu mi-am dorit, în momentul în care am rămas însărcinată, mi-am dorit foarte mult un an de zile de pauză. Muncisem foarte mult cu un an înainte, cu tot felul de proiecte, da. Cu filme, cu teatru, cu, în fine. Și am zis, vreau să duc sarcina în liniște și pace, să nu am un copil stresat și, Doamne, ce alegere bună am făcut, că pentru că eu am un copil foarte liniștit, să nu fie de ochi. Așa. Și frumos, deștept și dulce. Așa. Și după ce l-am născut pe Carol, am mai avut proiecte mari în televiziune. Știu. După care mi-am dat seama că îmi doresc foarte mult să stau cu copilul meu. Foarte mult. Vroiam în continuare să și muncesc. Nu mă înțelege greșit, pentru că și mie îmi place. Da. Dar cumva lucrurile s-au dus, nu am dat din coate nici pentru una, nici pentru cealaltă. Nu m-am zbătut. Și am zis, hai să vedem. Trebuie să stau eu liniștită, nici eu nu știu exact ce vreau. Și în momentul în care nu știi, nici viața nu-ți dă. Că nici ea nu știe ce să-ți dea. Și adică, știi cum e, că ceri și arunci în, da, se spune, da? Și la un moment dat, mi-am dat seama, tot încercând și tot făcând multe lucruri, comportamentul lui Carol se schimba în funcție de cât timp petreceam cu el. Și mi-am dat seama, vreau să stau foarte mult copilul meu. Și asta mi-am dorit. Și să știi că
au apărut proiecte de care la început am fost încântată și pe care iarăși aveam așa un... Și tot la fel când făceam... Stai că nu știu dacă totuși... Dispăreau proiectele și eram... Deci nu a fost oricum pentru mine, deci sunt bine pe drumul pe care sunt. După care s-a întâmplat un alt declic în viața mea despre care ți-am povestit sâmbătă și lucrurile eu nu mi le programez, eu nu le aranjez, eu nu-mi doresc, ci îl las pe Dumnezeu să mi le așeze așa cum crede El. Pentru că știu că El știe mai bine ca mine ce-mi trebuie mie, eu de multe ori nu știu. Și uite, sunt în punctul ăsta în care sunt foarte liniștită, sunt foarte calmă. În primul rând calmă, că eu nu eram nu foarte zvăpăiată și n-aveam nici răbdare și așa. Sunt foarte calmă. Sunt foarte răbdătoare pentru că știu că lucrurile se vor aranja în așa fel încât eu și familia mea să fim bine. Crezi că e tot întâmplător în viața asta? Zic doar da sau nu. Înaintea ta, deși oamenii de acasă habar n-au când filmezi și cum filmezi, nici nu știu dacă o să fie înaintea sau după, dar oricum spun, am filmat un podcast despre trezirea spirituală. Mm-hmm. Eu nu cred că a fost întâmplător, că acum am discuția asta cu tine, chiar nu cred. Crezi că te ai fi în acel punct? Da. În care conștientizezi că nu te regăsai în nimic din ce ținea partea asta materială și pui mai mult accent pe partea spirituală. Da. Ești în acel stadiu al vieții tale. Eu asta am realizat-o cu mult timp înainte, până să îl cunosc pe Alin, la primul meu divorț. Eu atunci am realizat de fapt că banii n-aduc fericirea. Da. Nu sunt ipocrită, nu mă înțelegeți greșit și mie îmi plac banii și eu am nevoie de ei și mie îmi plac poșetele și așa, adică dar toate cu o limită. Adică banii îți aduc un confort în viață. 100%. Fericirea ți-o faci tu, fericirea familiei tale, tu și soțul tău, fericirea în relație e reciprocă. Dar până să ajungi acolo, este evident că toate lucrurile ți-au ochii. N-ai cum. Noi trăim într-o lume a tehnologiei unde totul este atât de vizibil. Înainte vorbeai de Birkin sau mai știu ce geantă și te rugai să o vezi într-o revistă, că n-aveam acces. Acum e peste tot. Da. Acum le vezi pe toate peste tot și avem tendința de a tânji către ele, dar eu nu mai găsesc fericirea în ele. Râdeam cu Alin, eu nu mi-am mai cumpărat o pereche de pantofi de foarte, și sunt obsedată de pantofi, îmi plac foarte mult, dar nu mi-am mai cumpărat de foarte mult timp, noroc cu prietena noastră Alexandra care mi-a zis, hai ți-am făcut niște pantofi, zic, măi Alexandra, dar nu mă duc nicăieri. Ea mi-aduce în continuare și îi port, dar... Cum să spun, nu am mai simțit nevoia să investesc. Deși înainte făceai asta. Făceam asta, da, evident, ca oricine. Da, da, da. Așa, și atunci am realizat că de fapt fericirea stă în altceva și nu în bani și nu în resurse. Mă, da, e frumos să ai și să te poți plimba, să te poți călători, să poți învăța, dar important e ce înveți din călătoria respectivă. Procesul. Da, adică, procesul. Ok, bine, uite, mă duc în Dubai, să zicem, îți dau un exemplu, da? Că am bani și îmi permit. Important e ce înveți de acolo, ce vezi acolo, cum te încântă să știi, să te bucuri și de o zi pe plajă, cum, Diana, te să duci, te duci să vizitezi, stories, să cunoști, poze, să cunoști istoria, să poți să-ți bucuri copilul că îl duci la nu știu ce grădină zoologică, la nu știu ce acvariu, care la noi nu sunt. Adică mă gândesc că, înțelegi ce spun? Da. Nu știu, da, să înțeleg. Nu par așa, că nu... Înțeleg. Da. Dar, da, iar da, acum sunt într-un moment de creștere spirituală. Poate oricine să traverseze perioada asta pe care o traversezi tu, însemnând că să schimbe mentalitatea, concepția față de lumea asta? Da. Trebuie doar să vrei sau pur și simplu sunt anumiți oameni însemnați, să zic eu? Trebuie doar să-L cauți pe Dumnezeu. Trebuie să te rogi. Nu vreau să zic te-l cauți pe Dumnezeu. Nu. Trebuie să te rogi. Trebuie să te rogi lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îți va lumina mintea, ochii, sufletul, viața. Poate că pare o întrebare prostească, dar trebuie să învățăm cum să ne rugăm la Dumnezeu? Nu cred. Eu, uite, de cum exemplu... Cum crezi tu, de exemplu? Uite, de exemplu, eu niciodată nu știam să am vorbit cu Dumnezeu de când era mică, n-am fost o tipă bisericoasă în familia mea, n-au fost, nu ne-au dus, nu n-am... Așa, sora mea e, dar, repet, n-am fost crescuți așa. Da. Și... Îmi spuneam un tatăl nostru și ziceam, Doamne, te rog eu, fă să nu știu ce. Cum se roagă orice copil. Așa m-am rugat până târziu. Eu nu știam să mă rog. De ce te-am întrebat? Nu știam să mă rog și am învățat acum în Biserica Betel, prin ei am învățat să mă rog.
și să mă rog cu voce tare și cu curaj și să știu cum să-i cer lui Dumnezeu lucrurile de care consider eu că am nevoie, dar totuși le las în mâna lui pentru că el știe mai bine ce e mai bine pentru mine. Biserica Betel. Da. E o biserică penticostală. Asta înseamnă că tu te vei, tu ești creștin ortodox acum. Da, da. Și îți dorești ca la un moment dat să te convertești, da, la penticostal. Da, da. Un om care ar veni simplu să te întrebe de ce simți nevoia să faci schimbarea asta dacă Dumnezeu este unul și te rogi, da, și... Da. Pentru că pe lângă faptul că eu l-am descoperit pe Dumnezeu acolo, știu că o să... Nu vreau să mă gândesc la ce o să zică lumea, pentru că oricum mesaje am și bune și rele apropo de treaba asta, dar înainte să continui să spun, o să zic așa. Este numai alegerea exact. Mea și este, indiferent cine ce mi-ar spune, este convingerea mea și dorința mea de a face acest lucru. Pentru că eu acolo l-am găsit pe Dumnezeu. Eu acolo am rezonat și, dacă pot să spun așa, acolo am vorbit cu Dumnezeu. Mie acolo mi-a răspuns la întrebări. Prin cântec, prin predică, prin diverse forme. Înțelegi? Și în momentul în care viața ta este mai liniștită, mai bună și mai blândă și cu tine și cu cei din jur, prin prisma ce se întâmplă acolo, este alegerea mea dacă voi face asta sau nu. Și o voi face. Pentru că îmi doresc. Pentru că simt că în momentul în care voi fi pregătită să fac acest pas, la penticostali alegi să te botezi. Nu te botează de bebeluși. Alegi să-ți faci botezul în apă în momentul în care ești pregătit să încerci să trăiești viața fără de păcat. Ceea ce eu încerc acum, și am vorbit și cu pastor și cu diferiți enoriași ai bisericii, și întreb, pentru că nu știu ce înseamnă, n-ai cum, nu poți, în lumea asta n-ai cum, și cu gândul păcătuiești, și cu, adică n-ai cum. Și așa e, dar încercarea și dorința de a vrea să fii mai bun și să te apropii mai mult de Dumnezeu și să poți să înțelegi ce pregătește, asta înseamnă. Într-adevăr, ca orice biserică, au un crez al lor, pe care unii îl condamnă, alții nu-l înțeleg, alții nici nu vor să audă, alții... Da, da? Cum sunt diferă diferite. Părerile, la ei este, cred că Dumnezeu, că Iisus Hristos va coborâ din nou pe pământ și că cei care au trăit botezați în apă și s-au mântuit și s-au pocăit, că de-aia li se spune pocăiți, adică își regretă faptele, da, așa, vor fi mai aproape de Iisus și vor merge cu El în împărăția cerurilor. Înseamnă că ar trebui să fii pregătit pentru acea zi. Da, când... asta este ceva ce pastorul spune mereu în biserică. Și mâine poate să vine, ce trebuie să fiți pregătiți. Să fii pregătit? Mai pe șleau, ce înseamnă să fii pregătit? Eu, de exemplu, acum, în primul rând, să știi Scriptura. Am început să citesc Biblia, n-am citit-o până la 40 de ani, niciodată. N-am deschis Biblia în viața mea până acum și am început să citesc Biblia. După ce voi termina de citit Biblia, o vei studia. Da, o studiez și acum cumva, pentru că practic asta înseamnă predica. În funcție de niște versete din Biblie, pastorul predică, ți le explică. Exact. Înțelegi? E greu de înțeles, adică e normal că ai nevoie de studiu și ai nevoie să înțelegi, da, mai nu ales... Este, da, mă așteptam, nu știu, în mintea mea de copil, că am citit și eu câteva chestii când eram copil în Biblia pentru copii, că o să fie ceva foarte ușor. Nu este. Chiar nu este deloc, dar ai simțit vreodată liniște de plină profundă? Cred că nu aceea despre care vorbești, dar da, am simțit. Deci, în momentul în care citești Biblia, se face liniște în jurul tău. Și dacă la un moment dat te deranjează cineva, te oprești. Te oprești și o pui deoparte, știi? Însă, nu știu cum să explic, e foarte greu, e vorba de trăirea fiecăruia, bănuiesc. Corect. Pe mine mă liniștește foarte tare. Iar mersul în Biserica Betel, pe mine nu că mă liniștește. Mă simt ca un copil și știu că tatăl meu este Dumnezeu acolo în biserică. Nu știu cum să explic. O simt așa ca pe o... E o chestiune pe care nici nu-mi doresc să o explici. Binecuvântare. Privirea ta și tonul vocii tale și expresia ta facială, cred că, și mă rog, ceea ce eman tu acum, nu știu,
sper eu să transmitem și dincolo de camere. Asta de fapt contează. Trebuie să fii pregătit pentru ziua în care va coborâ pe pământ. Uh-huh. Să știi scriptura. Uh-huh. Ce mai presupune această pregătire? Să știi că eu nu sunt vreo specialistă. Te întreb din ce din ce spun eu, din ce știu eu și din ce am învățat. Să nu păcătuiești, să nu urăști, să nu invidiezi. De fapt, ei, tot ce te învață cultul penticustal este să-ți iubești aproapele. Da. Și aproapele înseamnă oricine, pentru că toți suntem oameni. Fie că suntem creștini, penticostal, ortodoxi, catolici și așa, musulmani și așa mai departe, fie că ești alb, că ești negru, că ești chinez, că ești asiatic. Chineză am dat așa. Nu contează. De-aia e să-ți iubești aproapele. Și să poți să te rogi pentru ceilalți. Este foarte important. Noi întotdeauna avem tendința de a merge să ne rugăm și să zicem, Doamne, te rog, dă-mi nu știu ce, fă-mi nu știu ce, ajută-mă să nu știu ce. Apropo de ce te întrebam, dacă trebuie să învățăm să ne rugăm, dacă e cineva care ar trebui să facă asta. Da, înveți automat. Pe mine nu m-a învățat cineva, am învățat de la persoanele care m-au primit cu brațe deschise acolo în biserică și care mi-au arătat. Și sunt persoane care se roagă atât de frumos cu voce tare, încât eu plâng când se roagă lângă mine. Este o persoană în biserică care se roagă lângă mine. Deci, nu că se roagă, ai senzația că pictează poezii. Nu că le scrie, că le pictează. Ceva senzațional. Dar în momentul în care cu ardoare și cu foc în suflet și cu dorință te rogi pentru cineva... Crezi în minuni, Diana? Da. Ți s-a întâmplat vreo minune? Da. Uite-mă, astăzi aici. Este o minune asta. Da, da. În momentul sau în ziua în care tu vii pregătită să treci de la ortodox și la penticostal, din punct de vizual... vom vedea schimbări, pentru că știu că sunt niște restricții, niște interdicții privind vestimentația, privind... Da, în biserică. În biserică, în primul rând, că toată lumea... Bine, și la noi. Asta în biserică și la ortodox. Și la noi, și la ortodox. Și trebuie să spui ceva pe cap și ei au niște benzi sau batice sau așa. Da, vizual pot să zic, oricum, e ceva ce nu mă simt că n-aș vrea. Să mai porți fuste foarte scurte, să fii mai îmbrăcat și în decolt. Până la urmă. Da, să fii decent, să fii un om decent. Decent, da. Și evident, nu te duci machiat la biserică, dar asta nu înseamnă că eu acum, dacă vin la tine, o să vin nemachiată. Asta ține de la gerea fiecăruia. Adică încă sunt niște lucruri, că ieri am vorbit cu cineva și am întrebat, auzi, dacă mă pocăiesc, mai am voie în costum de baie la plajă? Și? Care a fost răspunsul? Să știi că încă cercetez. Răspunsul a fost că este în funcție de cum, de fiecare. Vezi, de asta spun, noi trăim totuși în 2024. Dacă ar fi să ne luăm după scriptură, femeia nu umblă descoperită, femeia umblă cam cum umblă arboaicele, ele cred că sunt cele mai aproape de adevăr, știi? Dar acum vin și zic, bă, noi în 2024 ce fac, mă mai duc la plajă, mie îmi place la plajă, îmi place nici tipul, îmi place mare și astea. În contextul ăsta? Încă mă folosesc de scuza, încă nu m-am pocăit. Nu știu ce voi face. Mai o să vorbesc, îți dai seama, o să mă duc și la pastor să-l întreb, o să mai întreb, mai mă interesez, mai nu știu. Sunt niște schimbări, știi, în viața ta și poate că părea așa dubios, că am impresia așa poate, sau ce de acasă, că am în fața mea cine știe ce specie și care da, sunt convinsă. Pe pământ și eu întreb, nu, total diferit și departe de așa ceva. Am mai discutat despre asta noi două, cumva cu permisiunea ta te întreb așa ceva și mi se pare foarte tare cum tu îți asumi asta și cum tu vii și povestești și ai spus de la bun început, ține doar de mine, puteți oricât să ne înțelegem. Nu mi se pare că fac ceva greșit. Asta spun, e nimic. Noi totuși vorbim de Dumnezeu. Bineînțeles. Adică am început să nu ne mirăm și să fim șocați când cineva vorbește mai mult despre Dumnezeu. Păi da, despre asta vorbim, că adică nu contează religia. Da. Și eu l-am găsit pe Dumnezeu. Adică eu mă rog lui Dumnezeu, nu mă rog la draci sau la mai știu ce demon sau să zici că mamă ce... Nu, vorbim de Dumnezeu. Există Dumnezeu în toate limbile și în toate țările și în... Da? Există. Deci nu contează religia. E religia pe care eu am ales-o este pentru că acolo m-am simțit confortabil. Nu am nimic nici cu ortodoxi, nici cu catolici. Îmi plac la nebunie bisericile catolice. Asta este cala pe care m-am căsătorit ortodox. Am un preot cu care vorbesc. N-are nicio legătură. Dar eu
pentru că mie acolo mi-a vorbit, că așa se spune, și mie acolo mi-a răspuns și eu sunt astăzi cine sunt prin prisma mersului la acea biserică și în acel loc și cu acei oameni și am o liniște și sunt alt om, mi se pare că nu, de ce n-aș face treaba asta? Că sunt sigură că va aduce mult mai mult împlinire sufletească. Fără să intru în detalii, când spui că ți-a răspuns, înseamnă că ai auzit o voce, înseamnă că s-a rezolvat o problemă, înseamnă că ai ieșit dintr-o cumpănă? Da. Sau asta înseamnă mai exact? Da. Prin predică, odată printr-o poezie a unui copil. Nu-ți povestesc. Vai. Povestesc în privat că e un subiect pe care nu vreau să-l ating ca să nu înceapă întrebările, dar... Deci, aici poți să spui doar ce vrei tu. Pur și simplu cât nu. Vrei tu, nu. Întrebări și când mergeam spre biserică și îmi ziceam, oare fac eu greșit acum că merg la pocăiți și nu mă duc la ortodoxi? Și Dumnezeu mi-a răspuns. Și prin cântec, pentru că la ei se laudă pe Dumnezeu prin cântec foarte mult, și prin predica pastorului. Pastorul n-avea de unde să știe ce gândesc eu în drum spre biserică, care a spus... Dumnezeu este al tuturor și ne așteaptă la El. Deci, da, și eu am dus la biserica aia, acolo mi-a zis că Dumnezeu mă așteaptă, nu? Eu am luat răspunsul, eu foarte mult din predicile pastorului, eu le iau personal pentru trăirile mele, dar e un lucru bun, că practic... Bineînțeles, înțeleg perfect. Știi? Îmi deschide foarte mult ochii. Spune că acest declic s-a produs, declic, mă refer, al schimbării tale, al conștientizării, al trezirii spirituale după ianuarie. Divorț, în care nu vreau să intru în detalii. Da. La 1 ianuarie 2024, ce s-a întâmplat în sufletul tău? Nimic, m-am dus pur și simplu la biserică. Am zis, cum ar fi să încep anul mergând la biserică? Hai că mă duc la biserică. În sfârșit, o persoană care s-a simțit de cuvânt, domnule, cu prima zi din nou an. Hai să văd și eu cum e la biserică pentru ianuarie, că n-am fost în viața mea. Da, nu am fost. Și m-am dus. Da. Nu de luni, nu știi cum ziceam noi, de luni. Era și luni. Da. 1 ianuarie 2024. Da. Și m-am dus la biserică. A fost așa ca un... Doamne. Nu știu să-ți explic. Mi-e foarte greu. A fost... În timpul rugăciunii, ei se roagă în picioare cu voce tare. Nu e obligatoriu, eu nu mă rog chiar cu voce tare, dar mă rog. Am simțit așa ca un... E foarte greu să-ți transpun... O energie. Liniște. Mai l-am simțit pe Dumnezeu, nu știu cum. A fost acolo. În ziua respectivă a fost acolo și am fost așa. Nu puteam să mă controlez de o fericire căreia nu pot să zic că am fost fericită de la paharul de apă, de la... Nu știu, știi, o fericire pe care nu pot să ți-o explic. De unde a venit și de ce. Cred că era mai degrabă liniștea aia sufletească, știi? Era pacea interioară. O combinație de sentimente pe care mi-e foarte greu să o explic. Și atunci m-am întors acasă și i-am spus lui Alin, i-am zis așa, eu să știi că mă pocăiesc. Ce faci? I-ai zis atunci? Da. Hai mă, lasă-mă. El fiind penticostal? Nu, el era ortodox, dar mama lui este. Mama lui este și sora lui, da. Și bunica lui a fost. El e ortodox. Și a zis că și el se va pocăi la un moment dat, dar că el nu este pregătit să facă pasul ăsta. El încă nu este pregătit să renunțe la lumea lumească, cum se spune în, știi? Că nu e... Și a zis ok. Și el zice, e sigură? Cumva... dau înapoi, tot prin prisma lui, știi? Că mi-e frică să nu existe după aceea niște diferențe foarte mari între noi. Pe de altă parte, sunt convinsă că în momentul în care voi face pasul, nu va dura mult până când îl va face și el. Dacă ați avut deja discuția, bineînțeles, și el știe exact ce presupune și asumă lucrul ăsta. El știe mai multe ca mine mai mult, având și încă nici nu-mi spune, pentru că mă lasă să le descoper prin scriptură singură. Ți-ai propus, ai dat așa un deadline cât să citești? Nu. Nu. Cred că o faci fix cât îți cere sufletul, te duci acolo să citești. Dumnezeu să știe când o să fiu pregătită să mă botez. Îmi place discuția asta și este pentru prima dată în viața mea, când de la început și până la final vorbim doar un singur subiect. Și mi se pare fascinant că n-am discutat despre un scandal, despre... Bine, nu că am vorbit aici non-stop despre scandaluri. Dar mi-a acaparat așa atenția încă de când am vorbit și mi-ai spus că am putea dezbate și acest subiect aici. Oamenii din jurul tău ți-au observat schimbarea? Da. Sunt oameni din jurul meu care spune cel mai des? Care sunt de acord că mă duc prea des la biserică.
Okay. Sunt persoane în viața mea care sunt de acord și sunt persoane care nu sunt de acord. Ce îți spun cele care nu sunt de acord? Că nu este normal, că nu este în regulă. Dar uite, hai să-ți dau un exemplu. Acum știi că am fost de Paște plecată la Maramureș și da. Noaptea de înviere stăteam de vorbă cu cineva fix despre acest subiect și spuneam că eu voi face acest pas și încerc să transmit lucrul ăsta, acum o să știe toată lumea. Până acum am vorbit cu prietenii mei și să le spun prietenilor mei de lucrurile pe care le fac, pentru că mi se pare că e un lucru foarte frumos de împărtășit cu cei pe care îi ai aproape. Da. Și îi spuneam persoanei respective, mama unui prieten, care este o persoană credincioasă și foarte bisericoasă, și mi-a spus, Diana, este păcat să treci de la ortodox la penticostali. Și am zis, da, este păcat să convertești un musulman la ortodoxism? Nu. Și atunci înverzi de ce e păcat. Și a plecat și am zis, zic, ok, o fi păcat, dar e al meu, mi-l asum. Și a plecat la înviere și s-a întors, n-a apucat învierea, s-a întors că i s-a făcut rău și a zis, a venit la mine și mi-a spus așa, draga mea, Dumnezeu mi-a tras o palmă peste față pentru că ți-am spus că este un păcat să te întorci la el. Este alegerea ta și sunt foarte fericită pentru ceea ce ai tu de făcut. În noaptea învierii. În noaptea învierii. Aceeași persoană. Aceeași la diferență persoană. De câteva minute. Da. Și vorbesc aici de o persoană adultă, de mama unui prieten, de o persoană cu... Da. Care știe mult mai multe ca mine. Da. Și a venit și mi-a spus așa. Deci asta... Eu cred că e un lucru care nouă, în generația noastră și în lumea noastră, lipsește. Avem foarte multe biserici, dar avem foarte puțină credință. Din păcate, degeaba merg la biserică doar când îmi e greu. Trebuie să te duci să-L îmbrățișești pe Dumnezeu și când îți e bine. Să-I mulțumești, pentru că tot ce avem, bun, rău, de la El vine. Toate El le aranjează așa cum consideră El mai bine. Și să știi că faptul că eu m-am întors către Dumnezeu și că îmi doresc calea asta, nu m-a ferit de greu. Din contră, m-a pus de foarte multe ori la încercare. Numai că eu nu m-am dus la biserică dintr-o nevoie. Eu m-am dus pentru Alin în prima fază. Adică am zis, hai să mai mergem și noi la biserică, că n-ai mai fost la biserică de mult. Hai, mergem la tine. Când de fapt tu aveai multe nevoie. Așa îi spuneam. Hai la tine la biserică. Și mie mi-a vorbit Dumnezeu, mie, nu lui. Înțelegi? Mie când îmi este greu, eu nu pot să merg la biserică. Eu mai întâi stau și analizez și rezolv lucrurile. E prea copleșitor, cred. Și după aceea mă duc și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru încercările prin care m-a făcut să trec. Plângi des, Diana? Acolo? De obicei. Nu, dar da. Da, îți face bine să plângi? Da. E o altfel de descărcare acolo, emoțională. E altfel de plâns. Mm-hmm. E, să vezi ce frumos e să plângi de bucurie. Plânsul de bucurie mi s-a întâmplat extrem de rar. Eu sunt un om care oricum se bucură, dar să plâng de bucurie mi s-a întâmplat foarte rar. Mm-hmm. Iar acolo mi s-a întâmplat... Cred că dacă stau să adun de câte ori mi s-a întâmplat în viață, mi s-a întâmplat mai mult în biserică decât așa. Vorbeam puțin mai devreme și despre cariera ta și despre trecerea aceasta pe care ai acceptat-o și, mă rog, care a ținut de tine până la urmă, că totul ține viața doar de noi. Odată ce vei trece și îți vei schimba religia, înseamnă că vei renunța la viața publică? Nu implică lucrul ăsta. Nu. N-are nicio legătură. Nu. Exact asta am vorbit și eu cu pastorul Ivan de la biserică și l-am întrebat. Și asta înseamnă că nu mai pot să joc în piese de teatru, cu teatru, că nu mai pot să mai... Și a zis, nu, doar că rugămintea bisericii și a cultului e să ai grijă ce roluri accepți, să nu te expui prea mult, să... Poate să nu-ți cu alt bărbat, nu, să nu juri, să nu faci... Asta cu sărutatul cu alb e actorie, nu e... Nu mă duc și mișel bărbatul, e... Nu. Adică ai putea, ai avea voie... Întreb, habar n-am. Da, de ce nu? Păi, dacă presupune rol, dar acum una e să mă pup cu un Credeam bărbat. Că e văzut ca fiind un păcat, habar n-am. Nu. Nu cred. Nu știu. Eu mă gândesc că dacă n-ai voie să înjuri într-o telenovelă, n-ai voie nici să te săruți. Păi da. Dumnezeu ne lasă să ne sărutăm cu soții noștri. Adică nu văd de ce pentru a transmite iubire și dragoste celor de acasă nu poți să faci. Altuia. Da, nu faci pe bune, e actorie. Doamne, iartă-mă ce... Păi și când înjuri. Ei, tu ai înțeles acolo întrebările mele, Eu înțeleg ce spui tu, da. E pe muche de cuțit. Nu știu nici o e să mai spun. Bine să întrebi, știu, decât să
Da. Da. Simți acum liniștea aceea pe care ți-ai dorit-o până acum, Diana? Ești bine tu cu tine? Da? Da, chiar sunt bine. Ce vă lipsește acum sau ce îți lipsește acum? Surprinzător nimic. Surprinzător, știi că ți-am spus la un moment dat că nu mai am bonă și cum i-am zis prima oară, mamă, ce greu să-mi și fie. Zi și tu ai să se audă odată. Mamă, ce greu să-mi fie, ce asta, ce mă fac eu, ce fac cu copilul, ce fac... Cu cine am venit? La tine, la podcast, și cu copil, și cu soț, și cu cățel, și cu burgeri, bucur, și ce mă bucur. Și ce să vezi? Lucrurile s-au schimbat în bine. Privind comportamentul copilului. Comportamentul copilului, relația dintre mine și Alin, cum ne implicăm. Serios, în viețile, simți asta? Da, cum ne implicăm în viața de acasă, cum ne împărțim treburile. Înainte amândoi eram super relaxați, pentru că știam că dacă orice ar fi fost, era cineva acasă, stea cu el. Acum, ce-ți vezi? Hai să vedem. Tu când termini, eu acolo, tu acolo, hai să vedem cum e asta. Și acum el treia să vină acasă. Să stea cu Carol și ne-am întâlnit aici pentru că n-a ajuns în timp și am zis eu îl iau cu mine și când ajungi, lasă că îl pun acolo la Nazrin pe un scaun, nu-mi vedea noi ce-mi face. E o altă etapă, vezi, a relației voastre, a căsniciei voastre. Da. Una... Mă înțeleg foarte bine cu soacra mea, am o relație foarte frumoasă cu ea. Dintotdeauna a fost așa? Nu, n-a fost dintotdeauna așa, dar vezi, lucrurile se schimbă, vezi, mie, pe 1 ianuarie 2024, mi s-a luat un văl de pe ochi. Și privesc lumea diferit. De exemplu, oamenii... Bine, am o relație mai bună cu ea de dinainte de asta, dar asta m-a ajutat și mai mult. Da, da. Dar asta, te înțelegi mai bine cu soacra ta pentru că a venit de la tine schimbarea în prima fază? Da, de la mine, da. Și dânsa sau alte persoane cu care nu erai în relații foarte bune, să spun, acceptă că tu acum... ești mai ok cu ele sau ar avea tendința să zică păi, să fii sănătoasă, nu ne-am înțeles până acum, ce treabă am eu cu schimbarea ta? Stai puțin, hai că nu ne-am înțeles, n-am avut... Nu. Nici nu vorbesc de dânsa, vorbesc de alte sau nu știu, de... Nu, la mine, în general, la mine în viață s-a făcut curățenie și n-am făcut-o eu. Oamenii care îmi sunt alături, îmi sunt alături, care nu-mi sunt, nu-mi sunt. Iar eu sunt alături de toți oamenii din viața și mea. Și ok cu asta. Și sunt foarte ok cu asta. Și nu duc lipsă de nimic și nu duc lipsă nici de prieteni. Și sincer, nimeni n-ar trebui să simtă asta vreodată. Cel mai important pentru un om în viață, după credința în Dumnezeu, este familia și partenerul. Dacă tu ai o relație suficient de bună și de puternică și de deschisă cu partenerul tău, nu-ți trebuie prieteni. Prietenii pot fi doar de conjunctură, de un ieșit, adică nu ai nevoie, pentru că tu, baza ta în durerile tale și în suferințele tale este în primul rând Dumnezeu, la care te rogi și care te poate ajuta și te poate lumina mai mult decât 2000 de sfaturi de la 2000 de prieteni. Și apoi e relația cu cel care ți este aproape, care nu te minte niciodată. N-ar trebui să te mintă în sfaturile pe care ți le dă. Pentru că e vorba de voi doi. Da, bine. Și am zis două pe... Mama, familia... Adică plus că sunt și ei, dar vorbesc așa de ce ne trebuie nouă, adică ce mie, nu nouă, că nu vreau să dau sfaturi și nu vreau să par a tot știutoare și nu. Cine are nevoie de câte ceva, cred că știe ce să extragă și ce i-ar trebui în momentul ăsta. Cum te vezi ca mamă? Acum mult mai bună, mai caldă și mai răbdătoare. Și înainte cum era Diana Dumitrescu ca mamă? Era puțin mai agitată, mi era frică de copilul meu. Frică în sensul de comportamentul lui și de tantrumuri și de, pentru că eu nu aveam răbdare și de multe ori sfârșeam prin a țipa și eu la el și lucrurile nu se linișteau, din contră era așa un iureș. Te simțeai depășită, poate. Da, și, dar uite, Dumnezeu mi-a dat putere și atunci. Că nu, știi, eu vorbesc pentru că acum realizez cine m-a ajutat. Și mi-a zis, Doamne, te rog, dă-mi răbdare, te rog că mor. Și uite, mi-a dat răbdare. Și uite că a știut cum să înghideze pașii să fiu. Iar eu am o relație foarte frumoasă cu Carol. Și Carol s-a schimbat foarte tare. S-a schimbat. El nu se schimbă, că e un copil, el se dezvoltă. Oricum, dar exact. El este un copil bun. Trebuie să-mi de ochii asta. Mă ajung acasă două tantrumuri ca să mă liniștească că am vorbit bine de el. Și... încerc să să-l învăț să fie un om bun. Încerc să-l educ.
să aibă 7 ani de acasă. Bineînțeles că ești mama lui și un bun. Clar. Încerc să-l învăț să împartă, să dea, să ajute, să... Foarte și important. Și văzându de pe tine și putere exemplului, dacă vorbim foarte mult despre asta, pe tine, pe tatălui, că faceți asta și că o să vadă această armonie în casă și această liniște pe care tu o emani, cu siguranță n-are cum să fie altfel. Că da, asta trebuie să înțeleagă mulți părinți. Eu zic că astea se vor vedea peste niște ani, nu acum. Acum este clar, foarte dificil pentru clar. Un copil singur la părinți să dea jucăria lui cuiva. Bineînțeles, și deși normal. Se poate. A făcut-o se Carol poate. Acum 2 zile când am dus o jucărie de-a lui unui copil internat în spital și i-am spus trebuie să-i dai să-l păzească. Zice, normal. Dar mi-a dat înapoi după ce iese din spital. Da. Dar a dat-o. Nu am mai întrebat de ea. S-a dus și a dat-o. Asta trebuia să fie adică... și condiția. Te faci bine, ieși din spital și mi-o dai. Da. Știi? Cumva... Și a fost foarte ok. Adică, vezi, asta le învață. Dar pentru un copil de vârsta lui, de oricum, până mari, să singur la părinți, cel care n-are frați, îi este mult mai greu să împartă. Ne apropiem așa ușor de final și apropo de copil, voiam să te întreb, cu toții ne dorim fericire pentru copiii noștri. Chiar văzusem explicațiile unui terapeut care spunea că ok, noi dorim fericire pentru ei, dar vedem fericirea în ochii noștri. Noi ne raportăm la copii când vorbim de fericire. Fericirea lor nu înseamnă fericirea noastră. Nu, și vorbim nici măcar să nu le să spunem bogat, asta că... Să fii cunoscut, să ajungi acolo unde vrei, să fii medic, să câștigi mult, să... Nu e fericirea lui. Lasă-l să învețe ce este fericirea. Exact. Tu ai un vis pentru Carol? Nu. Vreau să fiu un om bun. Țintești undeva? Să fiu un om bun. Să fiu un om printre oameni, pentru că în societatea de astăzi rar sunt oamenii adevărați. Adică, nu știu, cel puțin în ce am mai întâlnit eu. Și n-am mai întâlnit așa mult pentru că eu m-am izolat foarte mult. Pentru că mi-e bine în casa mea acolo cu ale mele. Dar dacă ar lua-o pe drumul acesta pe care l-ai luat și tu, da. Și nu spune neapărat actor, habar n-am, artist, mm-hmm. sau în viața asta publică, unde schimbul ăsta de energie are loc în fiecare zi și știm bine ce înseamnă să intri în contact cu zeci, sute, poate mii de persoane. Care e sfatul ăla cel mai de bază pe care le-ai oferit și ție nu ți s-a dat niciodată? Eu nu i-aș da niciun sfat. Poate. Eu nu i-aș da niciun sfat, nu l-aș lăsa să se lovească de viață și dacă vine să mă întrebe și să-mi ceară sfatul, abia atunci l-aș lăsa. L-aș da. Pentru că un copil care pleacă cu ceva deja inoculat în cap nu va găsi drumul lui. În momentul în care lasă să se ducă singur, se va lovi de toate, dar le va trece prin filtrul lui, nu prin filtrul meu. Da, dar și dacă îl pregătești, știi cum e? Nu vreau să-l pregătesc. Nu vrei să-l pregătești. Ei sunt bureți, ei absorb informație ca și copii și ca adolescenți, ca tot. El va putea absorbi informație de aici, de la mine, de la taicăsul, din ce vede. El va alege drumul și indiferent. Și dacă vrea să se facă actor, eu nu-i voi da niciun sfat, doar să aibă încredere în el. Atât, nimic altceva. Restul să se lovească, să dea cu nasul de ele cum am dat și eu. Și n-am avut pe nimeni în familie care să-mi spună, uite, eu am fost și am făcut și am... Nu, am vorbit și eu cu mama, cum mai vorbești și tu cu mama ta și cum vorbește orice femeie sau orice copil cu mama. Și dacă el va vrea să-mi ceară mie sfatul, îl voi da. Dar până atunci nu, nimic, absolut nimic. Doar să aibă încredere în el și să fie un om bun, atât. O, Doamne, ce frumos ai spus, să aibă încredere în el. Un om care are încredere în el poate face multe în viața asta. Așa multe, este. Multe, multe, multe. Da. Iar tu vreau să spun că ești absolut minunată. Mulțumesc. Și că tu știi să redai încrederea unor oameni în ei și contează foarte mult să știi când să spui anumite lucruri. Ăsta l-am considerat a fi un podcast altfel și acum îmi dau seama că... Nu pot să spun asta ce voiam să spun, o să spun în particular. Îți mulțumesc din tot sufletul. Drag. Sper că e un podcast... care să trezească și să strânească interes celor care urmăresc. Dacă vreți să aflați de scandaluri și de depresii și de anxietăți și de gesturi necugetate și de gânduri negre, nu o să ascultați în acest podcast. Asta nu pentru că ele nu există în viața fiecărui om, nu pentru că nu sunt normale, Doamne ferește, ci pentru că mi-am dorit să o descoperiți altfel pe Diana Dumitrescu. Așa cum și am avut ocazia să o descoper și mulțumesc. Cu tot dragul. Pentru că ai ales să te deschizi de aici și să spui lucrurile. Cu tot dragul. Eu sper cuvintele mele și ceea ce fac eu să ajute oameni. Și cred că este foarte important să transmitem asta, mai ales cei care avem o voce, cum sunt și eu, cum ești și tu, că nimeni nu e singur. Toți avem un tată acolo sus. Îți mulțumesc tare mult. A meritat, se pare, discuția, mereu așa spun. A meritat întâlnirea noastră și sper să nu fie ultima.
Nu, să mai ne mai vedem poate și la nu pe vremea asta aici, că de văzut ne mai vedem, că avem multe lucruri frumoase de făcut împreună. Mulțumesc din suflet pentru că ne-ați urmărit. Dați share, dați subscribe. Pagina de Instagram o să te-o închizi vreodată? Nu, doar dacă mă plictisesc de atât. Atât, da. Dar să nu închizi până nu dau acest podcast, glumesc. Dați share intens acestui episod, pentru că sunt sigură că ar trebui să ajungă în fața multora. A meritat să închei aici, seară frumoasă.